De anul trecut au apărut mai multe canale de YouTube și site-uri cu tot felul de sfaturi legate de cumpărarea de acțiuni. Uitați de Square, cumpără acest stoc care va crește de 10 ori în următoarele 2 săptămâni. Tocmai am cumpărat această acțiuni la 2 dolari, dar prețul meu pentru vara aceasta este de 50 de dolari. Sunt deja cu câștig 10.000% într-o singură zi pe această acțiune și ar trebui să cumperi și tu așa ceva. Trebuie să purtăm o discuție serioasă despre ce s-a întâmplat cu piața din Statele Unite anul trecut și ce ne rezervă viitorul. Vă vorbesc despre asta doar pentru ca să fiți conștienți de ceea ce se întâmplă acum și sper să nu fi căzut deja în asta, iar dacă cineva e blocat în așa ceva, nu vă panicați încă, este încă destul timp pentru a ieși. De o lună, poate 2 luni, piața a făcut o schimbare care semnalează probleme pentru unele acțiuni de pe piață. Atenție, nu este vorba despre toată piața. În principiu este vorba de acțiunile, așa zisele penny stock-uri, acțiuni care valorează până într-un dolar și printr-o extensie putem poate să considerăm și pe cele care ajung până în 10 dolari și care anul trecut au avut uneori creșteri extraordinare, dar care s-ar putea să rezerve surprize neplăcute anul acesta pentru mulți investitori care speră să îmbogățească peste noapte. Anul acesta va fi o a treia rundă de stimulus care vine în primăvară. Pe lângă asta, economia care începe să repornească pe măsură ce se înaintează cu vaccinarea și încă multe alte lucruri bune de genul ăsta. Și da, sunt de acord că unele dintre acestea sunt deja incluse în prețul acțiunilor, dar cred că piața va continua cu tendința de creștere până în vară și apoi, după aceea, se poate să stagneze pentru restul anului. Pentru că și sincer, dacă ne gândim, piața are nevoie de un respiro după anul trecut. Uitându-ne în urmă, sunt ani în care piața se prăbușește ca în 2008, iar în alți ani crește continuu în mod ridicol, cum a făcut-o după martie anul trecut. Mă refer la faptul că anul trecut au fost câștiguri nebunești. În cei mai mulți ani și chiar în anii buni, câștigurile sunt considerate modeste dacă le comparăm cu noile standarde de astăzi, pe care toată lumea pare să le aibă acum. Și ca să vă dau câteva exemple, să vă arăt la ce ar trebui să vă așteptați de la o piață normală. Warren Buffett are în medie puțin peste 20% pe an în rentabilitate și acesta este unul dintre cele mai bune randamente. ARK Invest, după incredibilul an pe care l-a avut în 2020, având o poziție foarte mare pe Tesla, vede în 2021 doar 20% câștig pe tot anul. În majoritatea anilor, pe piață se câștigă în medie un 10% pe tot anul și în acest caz este considerat un an solid. Și de notat că mari investitori cumpără acțiuni doar din anumite părți ale pieței. Și dacă sunt expuși și la partea din piață care mă îngrijorează pe mine, aceasta este doar un procent foarte mic din portofoliul lor, în general sub 1%, astfel încât să nu aibă multă expunere la acest risc. În urma pandemiei și a stimulusurilor oferite de statul american, au intrat pe piață mulți investitori individuali după martie 2020, care sunt totuși neexperimentați, dar fiindcă masa monetară avută la dispoziție de ei a fost semnificativă, au pus presiune pe prețul acțiunilor, cumpărând ceea ce li s-a recomandat și au reușit să fie, cel puțin în parte, unul din factorii care au dus la explozia prețurilor acțiunilor de anul trecut. Pe segmentul acțiunilor speculative, cred că e posibil, adică penny stock-uri, cred că e posibil ca piața să aibă un crash anul ăsta.
Dar totuși, chiar dacă se va întâmpla, nu se va face multă vârvă pe acest subiect, pentru că niciunul dintre aceste acțiuni nu influențează indexii majori, iar marilor jucători de pe Wall Street care cumpără doar câteva firmituri din aceste acțiuni, în orice circunstanță nu le va fi afectat portofoliul de mișcările din această parte a pieței, după cum am și spus mai devreme. Cine crede că aceste câștiguri uriașe de pe piața de anul trecut sunt normale și este la fel de ușor ca în 2021 să se găsească acțiuni care cresc de 10 ori, după cum s-a întâmplat anul trecut, înseamnă că se vor transforma din investitori în unii care în acest an vânează doar randamentul, adică yield chasing, cum se cheamă în engleză. Iar urmărirea randamentului e un concept critic care ar trebui explicat puțin. Ce reprezintă pe scurt acest yield chasing? Înseamnă că investitorii continuă să urmărească investițiile care pot oferi un randament ridicat, indiferent de risc, și continuă să o facă cu acțiuni din ce în ce mai riscante, urmărind acel randament cât mai mare posibil pe care îl știau că l-au obținut altădată. Dacă cineva se așteaptă la 3 ori sau 5 ori câștiguri anul acesta, opțiunile de a găsi acțiuni care pot face acest lucru sunt foarte limitate și mult mai riscante decât anul trecut. Dacă în 2020 ai cumpărat Tesla și ai avut 500% câștig, sau dacă ai cumpărat Apple și ai dublat investiția, și au mai fost în afară de astea o mulțime de alte dintre marile companii care au avut câștiguri incredibile, nu vă gândiți, de exemplu, lăsând afară pe cei care sunt Tesla permeabil și atât, că până la sfârșitul acestui an Tesla va ajunge la 3500 de dolari. Și tocmai asta este problema de acum înainte. Anul trecut, printre companiile care au returnat numere masive, erau și toate marile companii care s-au putut cumpăra la reducere după crash-ul din martie. Și aceste companii sunt demne de a fi deținute pe termen lung, dar pe măsură ce creșterea lor deja încetinește, pentru că merg din subevaluat către prețuri echitabile și chiar și acum deja pentru unele dintre ele încep să plătești un preț premium, oamenii încep să vâneze doar randamentul sau încearcă să găsească următoarele acțiuni 10 ori. Și astfel, cei care caută oportunități de creștere rapidă s-au mutat de la companiile mari și sigure, precum Apple, Amazon, Google, către cele din următorul nivel de acțiuni cu creștere mare, cum ar fi Square și alte companii de genul acesta, care erau pe punctul de a exploda și în final au și făcut-o la nivel mare. Dar, din nou, vede cineva ca Square să crească de 5 ori anul acesta și să ajungă la peste 1000 de dolari pe acțiune? Probabil că nu. Și din această cauză, banii continuă să se deplaseze în jos pe ceea ce se cheamă food chain și tot așa până la locul în care se află acum și au ajuns pe teritoriul speculativ. Iar aici este locul în care apare pericolul. Cine se documentează și urmărește ce articole apar din surse sigure referitoare la piața americană, are și dovada că s-a ajuns deja în acest punct. Să ai 9900% câștig zilnic nu este normal. Este hiperspeculativ și, da, ca și fapt amuzant, au existat 6 acțiuni care au făcut asta, sau chiar mai bine de atât, doar în joia trecută. Iată și alte confirmări. În decembrie au fost tranzacționate mai mult de un trilion. Repet, un trilion, adică 1000 de miliarde de penny stocks. Și probabil că marea creștere în volum se datorează investitorilor de retail obișnuiți, ca tine și ca mine. Și mai fiți atenți la încă ceva. Săptămâna trecută, aproape 4 miliarde de acțiuni de la Healthier Choices Management Corp, o companie cu capitalizare de 21 de milioane de dolari,
care se tranzacționează la mai puțin de un penny pe acțiune, adică mai precis 0,0002 dolari, și au schimbat posesorii. Altă firmă, Electrical Appliance Company, evaluată la 2,7 milioane de dolari cu o cotă de acțiune din nou mult mai puțin de un penny, a avut 2 miliarde de acțiuni tranzacționate. Pentru comparație, mai puțin de 90 de milioane de acțiuni Apple s-au tranzacționat, în timp ce volumul pe Tesla nu a depășit 35 de milioane. Și dacă credeți că rechinii financiari nu sunt implicați în forumurile și canalele YouTube care promovează specularea acestor acțiuni și sunt aici doar oameni care încearcă să-i ajute pe ceilalți, acest articol care îl pun aici demonstrează contrariul. Voi încheia și cu un alt articol care rezumă cât este totul de ridicol. Oamenii iau sfaturi privind selectarea acțiunilor de la un purtător de cuvânt plătit, care a fost la o emisiune TV, un reality show, și a primit 300 de dolari să menționeze acea acțiune, și bineînțeles aceasta a crescut apoi cu 250% după ce această persoană a menționat-o. Când cumperi Apple sau Google, e o mare masă de oameni care caută să cumpere pe termen lung, și acestea sunt companii de păstrat pentru că sunt profitabile și sigure. Dar cine cumpără un penny stock să-l păstreze 10 ani? Dacă mâine crește de 10 ori și apoi poimâine scade 50%, ce faci? Vinzi sau încă îl păstrezi? După cum probabil se știe, îl vinzi și la fel fac și toți ceilalți. Așa funcționează aceste acțiuni pentru că sunt speculative. Unele sunt poate companii cu potențial în a deveni profitabile, dar sunt la îndepărtare de a deveni ceva asemănător măcar cu Square, lăsând la o parte Apple sau Amazon sau alte companii serioase. Aceste lucruri se întâmplau netrecuți doar în volume mici, dar acum sunt multe canale YouTube și forumuri pe Reddit, de exemplu, care se ocupă exact cu acest lucru. Iar ecourile acestora sunt puternice, iar unii oameni fac și bani în acest fel. Dar totuși, aceasta e o combinație foarte periculoasă și mulți nu-și dau seama de aceasta, fiindcă internetul e încă plin cu mulți creduli. Sunt bani de făcut aici? Absolut sigur că da. Sunt unii care fac asta ca activitate zilnică și se descurcă bine. Vor deveni unele din aceste firme ceva bun și sigur de investit? Da, dar vor fi doar câteva și cele mai multe vor dispărea așa după cum au și apărut. Și cei care s-au bazat pe câștiguri rapide rămân cu nimic în final. Deci, părerea mea, pe anul acesta e mult mai bine să nu mai așteptăm la câștiguri mari ca cele de anul trecut și e bine de avut și o rezervă cash, astfel încât să nu fie ca la poker all-in, și să poți profita de dipuri care pot reprezenta bune oportunități. Iar cei care au cumpărat penny stocks trebuie să le acorde o atenție specială și să nu aibă procente mari din portofoliu în aceste acțiuni.